Așa, da. Aș vine magistrat la profă, nu ai știți de matematică. Deci, divizori, divizori, multipli, da? Și ce credeți dumneavoastră că bun. Ar trebui să recapitulăm? Bun. Să se rezolve numerele naturale ecuația. 2x plus 1 pe lângă y minus 12 este egal cu 21. Deci 2x plus 1 pe lângă y minus 12 e egal cu 21. Să rezolvăm în numerele naturale ecuația asta. Adică, deci găsim și pe x și pe y, că se facă 21, nu? Cum propui tu? Vorba de cât oricât se facă 21. Da. Asta e povestea. Asta e un răspuns, cât oricât, dacă x e natural, 2 ori număr natural și plus 1, tot număr natural. Da. Y minus 12, tot număr natural. Și așa că, de trebuie cât o să se facă 21. 7 ori 3. 7 ori 3, așa. Da. Deci de aici avem redusă repede, fără stăm. Sau 1 ori 21. 1 ori 21. Și 1 ori 21 merge, da? Deci hai să luăm pe rând. 2x plus 1 egal cu 1 și y minus 12. Y egal cu 21. Egal cu 21, da. De prima regulă. Sau. A. Și ne întoarcem repede. Sau 2x plus 1 egal cu 21. Așa. Și y minus 12 egal cu 1. Egal cu 1. Sau alte variante. 2x plus 1 egal cu 3 egal cu 3 y minus 12 egal cu 7 și 2x plus 1 egal cu 7 și y minus 12 egal cu 3 egal cu 3. Deci acestea sunt cele 4 variante și am să rezolv fiecare parte. Deci la prima x egal cu 0 x egal cu 0 și din coace y egal cu 33, da? Apoi din coace. X egal cu 10. X egal cu 10 și Y egal, egal cu 13. Da? Din coace. După aceea, X egal cu 1. X egal cu 1. Și Y este egal cu 19. Da? Și din coace? X egal cu 3. Da? Și Y egal cu 15. Așa. Deci, asta am clarificat-o, nu? Așa se face în modelul de străiești. Poate la punctul de la 30, la pagina aceasta, la 300, de la punctul 31, deci la ieșitul 31, poate că rezolvi tu, mai sunt două sau trei acolo, da? Rezolvați numele naturale următoarele ecuații. Altă. 32. Facem câte unul de aici colo și tu să le poți face pe toate. Da? Iată, xy plus 5x plus 4y plus 5x plus 4y să fie egal cu 45. Asta cum s-o rezolvă? Păi, știm că ar fi într-un fel. Putem să scoatem pe x un factor. Cum? Dintre cine? Din primele două. Așa, din primele două. Și ar apare cât? X pe lângă. X pe lângă. 5 plus... Y plus 5. Plus? Plus 4y egal cu 45. Egal cu 45. Visem acum, dacă da, știi aici. Vreau să... Să mă apară în paranteză ce? Da, să apară un... Este o metodă care trebuie să adun ceva și... Nu, eu aș vrea să așez așa. Eu așa vreau să așez. Da. Că dacă s-ar așeza sub formă două paranteze egal cu un număr, gata, știi? Păi adun un 4Y. Este 4Y aici. Și mai adun un... Și mai adun încă un 4Y, da. Fac 8Y. Și scot A. Păi, din 8Y n-ai ce scot.
Deci visăm să fie două paranteze mulțite. Într-o paranteză ce să fie? Ceva numai X. Da. Și în cealaltă să fie Y. Că X ori Y mă face XY. Am pus mâna pe XY. Și fiindcă e plus 5X, ar fi bine să fie plus 5. Că X ori 5 fac 5X. Și fiindcă vă zice plus 4Y, înseamnă plus 4. Că Y pe 4 face 4. Adunăm 4 și adunăm... Nu știu. Deocamdată mi-am asigurat XY. Deci, când, cum se desfac două paranteze? Se mulțește primul cu toți ceilalți și pe următoarea la fel, da? Și vine XY plus 5X plus 4Y plus 20. N-am avut 20. De aceea, 4 ori 5 fac 20 și îmi trebuie plus 20 și minus 20. Deci, atenție. În momentul de față, am plus 20. Da. Și atunci eu îl scad pe cel 20. Dar e adăugat. Deci, vine minus 20, că e în plus ăsta. Da. Egal cu 45. N-ai înțeles aici. Ba da. Insist încă o dată. Deci, ceea ce am urmărit, să fii ca mai aici, și două paranteze. Și ar fi dat x ori y egal cu 45. Păi cum, de ce x ori y egal cu 45? O să am acolo, deci fac x ori y plus 4 ori 5 egal cu 45, cad în 20. Dar așa se mulțește două paranteze, numai 4 ori 5, se mulțește x ori y plus x ori 5. Deci cu primul se mulțește toți termenii din paranteza asta. Și până, după ce am terminat, luăm al doilea și mulțim. Da? Deci atenție multă. Două paranteze se mulțesc astfel. X ori y plus x ori 5, y ori 4 plus 4 ori 5. E că noi acolo trebuie să ne adunăm în 20. Îmi trebuie, da, ar trebui să mă pun în 20, dar am încorporat plus 20 și atunci ar scade 20 asta. Deci, tu dacă aveai inspirație, spuneai plus 20 și minus 20, era gata, ai greșit, dar nu vinea foarte repede în minte chestia asta. Și atunci, iată, că a doua paranteză însemna plus un 20 aici și minus un 20, da? Adică partea a doua. Și dădeam din ăștia doi în factor comun pe cine? Pe 4. Pe 4. Și vine 4 pe lângă Y plus 5. Da. Da? 4 pe lângă Y plus 5. Deci era foarte greu să-l vezi pe plus 20 minus 20. Dar dacă eu ți-am spus că visul meu este să pun două paranteze și într-una ce să fie? Ceva numai în X. În altă ce să fie? Ceva numai în Y. Și fiindcă apare plus 4Y, este o șmecherie care vrea să o prinzi. Este foarte simpatică. Că așa, chestia aceea să aduci și să scad, acolo vine mai greu. De aceea eu îți urmăresc să înțelegi tu ce anume avem noi în minte. Noi vrem să, din exercițiul ăsta care e dat prost, să-l aranjăm ca o două paranteze mulțite. Că dacă va fi o situație de asta ca mai înainte, noi am văzut cât ori cât se facă 21. Și am zis, 1 ori 21, 3 ori 7. Da? Și am văzut soluțiile. Dar așa cum e lăpărțat, vă așa, desfăcut. Înseamnă că la de sus era 2x ori y plus 2x ori 12 plus y minus 12. Așa ar fost dacă autorul ar fost rău cu noi. Deci el a fost drăguț și a dat strâns. Acum, negriștul ăsta s-a mai crescut în dificultate și ne-a dat lăbărțat ca noi să strângem. Și nu trebuia să faci x ori 5x. Deci, dat fi faptul că apare 5x, x-ul de aici se mulțește cu 5-ul de aici. Da. Și mai apare 4y, ți este telefonat să pui 4 aici ca să mulțească cu y. Da. Și 4 ori 5 fac 20, care este adunat aici, și tu scazi pe 20 acolo, ca să fie treaba bună. Altfel spus, deodată, ca să vezi manevra asta cu plus minus 20, nu-ți merge, nu simți, n-ai șansă asta să vezi. De aceea, invitația mea a fost să visezi cele două paranteze. Eu le-am pus, ai văzut, am pus paranteze, într-una cifră, numai cu X, în cealaltă cifră, numai cu Y. Deci cea cu X, că e X ori Y. Dacă ar fi fost 2XY, puneam un 2 aici. 2X
și Y. Da, și Y acolo, după aia puneați un... Și pe nevoie puneați. Jucam de ieșiță după nevoie. Deci vezi, este speculația inversă, drumul invers. Deci ieșiță a fost dificil, corect să ajungă aici, dar el ți-l dă desfășurat, mai înmulțit, mai greu. Și tu se întoarce acolo. Înțeles. Da? Asta este spectaculos, ca să înțelegi ieșiță. Așadar, acum e echivalent, ca spune că X plus 4, X plus 4 lângă Y lângă plus 5 5 egal cu? Egal cu 25. Nu, 45 cu 20. A, 65. Și acum ești fericit. În clipa asta ești foarte fericit pentru că te întrebi cât ori îți fac 65. De acum că au spus divizorul 65. Păi 65 îi descom. Da, și cât face? Înseamnă 13 ori 5. Ei, și acum ei, cum au fost 3 ori 7, ei bine în toate variantele. Adică vei lua 13, 5 ori 13, adică 65 da, și 1. Da, 65 1. 1 și 65. Da. Și seamănă perfect. Deci care ideea este să ajungi aici. Și de acum te întreb cât ori cât se facă 21. Da? Da. Cât ori cât se facă 65. 65 cât ori cât. 1 ori 65. Sau 13 ori 5, dar și de schimbi, ca să iei toate soluțiile. Așa, da, dacă ai înțeles, mă convinge acum. Luăm un alt ieșițiu, el este tot așa desfășurat și noi trebuie să simțim și să-l aranjăm cum place cel mai bine. Iată, spune așa. XY plus 3X plus 2Y egal cu 27. O să scriem într-o paranteză. Așa. X plus 2. Aici se simte X plus 2, că ai văzut aici, da? Da. X plus 2, da. Pe lângă? 3 plus Y. Y plus 3. Și gata jocul, XY, e totul perfect, 3X, 3Y, da. Și ai și 6 plus 6. Da, și scad un 6. Așa, egal cu 27. Egal cu 27. Gata, ești. Adun un 6. Și vine X plus 2. X plus 2 pe lângă Y plus 3. Egal cu 33. 33, care înseamnă 3 ori 11. 3 ori 11. Și gata, deci vezi? Trebuie să simți ieșițiul. Nu încerca să memorezi niște șmecherii, ci tu cum te descurci. Care e visul tău? Asta este visul tău. La asta trebuie să ajungi. Bun. Arătați că suma a 4 puteri ale numărului 5, având exponenții numere pare, consecutive se divide cu 130. Arătați că suma a 4 puteri a numărului 5, adică e vorba de 5 la A1 plus 5 la A2 plus 5 la A3 plus 5 la A4. Trebuie să înțelegi, arătați că suma a 4 puteri ale numărului 5, având exponenții numere pare consecutive. Deci, exponenții sunt numere pare consecutive. Da, da. Asta ce înseamnă? Că 0, 2, 4, 6, 8. Deci, 10. Faptul că sunt consecutive, exponenți par consecutive, înseamnă că? Înseamnă că sunt 2 în 2. Așa. Da. Adică, cum ar veni? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Așa. De 0, 2, 4, 6, da? 0, 2, 4, 6. Da. În general, se spun așa. A1, A1 plus 2. A1 plus 2, A3, A1 plus 3, A4 plus 4. Nu-i bine? Ba da. Deci, hai să spunem, nu să dăm concret ca formă, ci mergem și spunem, să fie consecutive, spunem, nu? Da. Suma a 4 puteri. Consecutive, cu exponenți pari consecutive. Nu știu cât de, sau ceva. Nu, trebuie să arătăm că se divide în final la cât la 100. Spune acolo să arătăm că se divide
Final, la 100, se divide la 130. Deci suma lor se arată în divide 130. Păi, o să scriem... Deci cum ar fi 5 la a doua, tu ai spus așa, sau 5 la 0, da. Plus 5 la a doua, plus 5 la a 4, plus 5 la a 6, să arătăm că se divide ăsta la 130. Dacă 130 nu trebuie să scrie ca o putere? Puterea lui 5 nu cred. Nu, a oricărui. 130 ca o putere a... oricărui număr. Deci... Descompui, eventual. Ah, 130 ar fi așa. 130 egal cu 2 ori 5 ori 13. Și gata. 2 ori 5 ori 13. Hai, vreau să încerci. Păi pot să scriu pe A1, pe A2. Da. Ca A1 plus 2. Pe A2. Nu, aici, oare asta adică se divide la 130? Să ne convingem să se divide la 130 pe părerea. Nu știu. Să facem 5 la 6? E mult. E mult, foarte mult. Așa, atunci vă idee. Păi pot să scriu pe 5 la 2, pot să scriu ca 5 la 0 plus 2. Așa. Pe 5 la 4, scriu ca 5 la 0 plus 4. Și 0 și 4, 0, n-ai făcut mare afacere. Eu spun cu ceva. Ai nevoie de un 13. Ia vezi tu, vezi tu vreo șmecherie ca să apară 13? 5 ori 2, 25, cu 5 la 0. 5 la 0 este 1? 1, 26. Dublul 13, bun! Dacă faci așa șmecherie și iasă 13, te bucuri că ai scos un 13 în factor. Și până dacă mai vine și un 2 ori 5 din nu știu ce calcul acolo, ești extra mai fericit. Deci cum se face? Să grupăm 2 câte 2. Da. Da? Să grupăm 2 câte 2. Și atunci ce zice? Vine cât aici? 1 plus 25 o echipă da. Plus... Aici să-ți facem un factor comun pe cine? Pe 5 la 4. 5 la 4. 5 la 4. Pe lângă 1 plus 5 la 2. Adică 25. Da. Și egal cu? Egal cu? 26. Face. Da, 26 plus 5 la 4 ori 26. Ori 26. Care înseamnă să scoate un factor comun în 26. Da. Face 26 pe lângă. 26 pe lângă 1. Plus 5 la 4. 5 la 4, care face cât toate? 5 la 2, 25, 25 ori 25, 5 ori 25 ori 5, 5. Așa? 2, vine 125, încă dacă ori 5. 25 ori 25, 625. Da, 625. 625. Și dau mai departe cu 26. Da, cu 26 plus... Ori 626. 626. Se divide la 130. 6, la 13 se divide. Acum, dacă se mai divide la 2 ori 5, nu se mai divide. Da? Nu se mai divide la 2 ori 5. Asta înseamnă că nu de la 5 la 0 trebuia să ne fi gândit. Să ne fi gândit la 5 la a doua, la a patra, la a șase. Fără 0. Fără de la 5 la 0. Deci dacă am fi fost atenți, luam 5 la a doua, plus 5 la a patra, plus 5 la a șasea, plus 5 la a opta bunoară. Și ăsta să-l dovedim că se divide la... La cât se divide? Să arătăm că se divide la... La 130. La 130. Și ăștia doi, scoatem un factor comun 5. Da, 5 la 2. Și vine egal cu 5 la 2. 2 la pe lângă 1 plus 5 la 2. Ori 26, ca să nu pierdem timp. Plus? Deci 5 la 2, 26. Plus 5 la 6. Plus 5 la 6. Pe lângă
1 plus 5 la a 2. Adică ori 26. Da. Și cam mai departe îți facem pe 26 în factor, 26 pe lângă. 26 pe lângă, 5 la a 2, plus 5 la 6. 5 la a 2 plus 5 la 6. Și care îmi dă 26. 6 ori 25 plus... Acum vine... Eu aș scoate un factor comun în 5 la a 2 de aici. Da. Da? Deci ori 5 la a 2 și în paranteză mi-a rămas? 1 plus 5 la 4. Adică 625 cu 1 ori 626. Și egal cu 26 e 2 ori 13, da. Ai zis? 13. Ori 5 la a doua este... Ori 5 ori 5. Da. 5 la a doua. Așa ori, este. Ori 6... Lăsăm 5 la a doua. Ori 6, 25. 6, 26, care are un 2. Da. Lăsăm 6, 26. Lăsăm 6. Nu e un problemă. Nu ne negativ. Noi am nevoie de 2 ori 5 ori 13. Gata. 2 ori 5 ori 13. Zicem fericiți. Deci e cam 130. Ori 626. Și asta înseamnă că se divide la 100. Mai e și 1 ori 5. Deci 2 ori 13. Era 5 la 2. Ori 5 ori 5. 5. 625 ori 5 e egal de 4. Ori 5 ori cealaltă. 5 la 1 e rămas, da? Da. Și am pus la 130. Sunt fericit. A, și de acum, la acolo la trebuie să spunem doar ca a 1 diferit de 0. Deci, nu. Atunci, noi am găsit un model particular. Da. Și tu trebuie să spui așa. Dacă o să iau 5 la puterea 2K. 5 la 2K, care este un număr par. Uh-huh. Plus 5 la puterea, zi tu următorul. 5 la 4K. Nu? No? Păi, 5 la 2K plus 2. Asta era. 5 la 2K plus 2. Plus 5 la puterea 2K. 2K plus 4. Așa. Plus 5 la 5 puterea la 2K plus 6. 6. Se încadrează perfect în modelul de mai înainte, pentru că scoatem un factor comun. Prin 2K. Deci primii doi îi grupez. Da. 5 la 2K. Da. Aici iarăși 5 la 2K plus 4. Da, și este complet modelul care mai înainte. Dar acum este generalizat. Davide, vezi ce înseamnă. În Egiptul ăsta l-am avut curaj. Da. Am văzut că 5 la 0 nu mai mers. Da, și atunci am spus, o secundă, dar mă descurc de la 2, 4, 6 și 8 va merge. Am simțit. Și acum îi spun prietenilor noștri. Că 2K diferit de 0. Așa, cu K diferit de 0, foarte figură precizarea. Pentru că dacă K-ul este 0, 2, 0, 0 și mă duc la modelul din nou. Da? Deci, asta înseamnă să avem curaj. Deci, dragilor, într-un exercițiu care îl citești, dacă te înarmezi cu gândul că reușești să-l faci, trebuie să-l înțelegi. Așa a spus autorul. Suma a 5 puteri cu exponenți par consecutivi. Suma a 5 puteri a lui 5 cu exponenți par consecutivi se divide la 130. Asta era problema noastră. Și am reușit. Iată ne încântați de acest lucru. Mergem mai departe. Da, te rog. Mergem la următorul. Arătați că suma a 5 puteri ce au bază egală cu 2. Suma a 5 puteri ce au bază adică egală cu 2. De la ceva. De la 1 plus de la 2 plus de așa. La... Cu exponenți numeri impare consecutive. A, aici e același lucru. Nu e același lucru, dar au exponenți impar. Exponenți impar consecutive. Și aici ar fi altă lucru. Adică începe 1, 3... Când îți spun suma a 5 puteri, da, nu? 5 puteri. Cu baza 2. 2, adică 2 la a 1 plus... De fapt, 2 la K... Dă-mi un exemplu de număr impar. 1. 1. 3. 3. 7. 5. 7, da? Numerele impare. Și în general spunem 2 la 2K plus 1. Da, 2 la 2K plus 1 plus 2K la 2K plus 3. Așa! Deci, zice, 2 la puterea 2K plus 1 plus 2 la puterea 2K plus 3 plus 2 la puterea 2K plus... Numai este următorul caz. Plus 5. 5. Plus 2 la puterea 2K plus
7. Cu 7. 1, 2, 3, 4. Mai trebuie 2K. 2 la puterea 2K. 2K plus 9. 9. Să arătăm că suma acestor puteri se divide la, cât am spus, arătăm că se divide la, spune autorul aici, să arătăm că suma acestor puteri, cu exemplu, se divide la 682. Se divide la 682. Păi, noi acum trebuie să-l desfăbânem pe 682. Să dividem divizorii, da, și să facem rozbieri. Ia să vedem. 682. 682. Prin 2. Prin 2. 3, 4, 1. 3, 4, 1, da. Acum vine 7, 1, 8. Nu mai îmi dau seama. Prin 3, nu. Prin 3, 5, nu. Prin 5, nu. Prin 2, clar. Prin 7. Ia să prin 7, caută numele prime. 7, 341, dacă se împarte la 7. 7. Seara, te poți ajuta. 7. 7. Deci 341, dacă se împarte la... Nu se împarte. La 7 la 11. Nu, la 9 nu merge. La 11, da. 38. Face, ia uzi, merge prin 11. Face și până 31, care e și el număr 3. Da. Deci, noi trebuie să facem rost de 2, 11 și 31. Deci, egal, asta egal cu 2, ori 11. Hai, nu, scriu așa mai regal. Deci, 682. Egal cu 2, ori 11, ori 31. Păi, eu zic să începem de la 1. Adică K egal cu 0. Așa, să iei un model pentru K egal cu 0, da, ce s-a întâmplat, da? Deci pentru K pentru egal... Pentru că văd acolo că în componența lui... Deci trebuie să facem rost de 31 și de... De 2. Păi 2 facem. De 2 facem, că scoatem 2 în factor comun, nu? Și 31 n-ar trebui. Deci, tu spui așa. Putem scoate un 2 peste tot, da, ca să fie așa. Deci egal cu 2 pe lângă 2, 2 la 2K. 2 la 2K. A, nu e și plus 1. Păi dacă am scos 2, dacă am scos, am scos. Da. 2. K plus, 2K plus 2 la puterea 2 la puterea 2K, 2K plus, plus 3 plus, plus 4, 4 așa, plus plus 2 la 2K plus 8 plus 2 la 2K plus 8 plus 2 la 2 la 2K plus 12 2 la 2K, de ce ai zis 2K plus 8? 4 de aici ți-a ieșit, nu? Da. 2 la, 2 la 2K. 2 la 2K, de ce ai zis plus 4 aici? Păi dacă ai scos un 2 la 1-a... Era da, la 2, nu? Păi la 2K plus 2. Scade cu unitate. Păi. Apoi 2 la 2K plus cât? Plus 4. De ce 4? Așa, 4. 4. Corect. 2 la 2K plus... 6. Da. Și plus 2 la puterea 2K plus... 8. Da. Da? Observăm de ce a apărut așa. Și acum asta s-a scris ca fiind egal cu 2 la 2 pe lângă. Păi 2 la 2 capus 1 plus 2 la 2 capus 2. Am putea scrie să scoatem chiar 2 la 2 ca în factor comun acum? Cred că am fi putut chiar la început să scoatem 2 la 2K. Da, vede. Că 2 la 2K mergea peste tot. Deci, hai să scoatem așa. 2 la puterea 2K. Pe lângă. În care se află 2 la 1. Da. Deci, 2 la 1 plus... 2 la 1 aici plus 2 la 3. 2 la 3 plus 2 la 5. Da, vede. Chiar plus 1, mă. Hai să zicem. 2 la 2K plus 1. Da. Și atunci vine 2 la 0. Nu? 2 la 0 plus 2 la 2. Plus 2 la a doua, plus 2 la a patra, plus 2 la a 6-a, plus 2 la a 8-a. Egal cu 2 la 2K plus 1, pe lângă 1, plus 4, plus 16, plus 16 ori... 4, 4, ori 8,
16, 8 și 648. 128. Plus 128. Și plus 2 la 8. Da, niște, ca niște oameni care avem foarte, cum spun, un simț practic foarte dezvoltat, cred că ar fi fost aici bine să grupăm pe ăștia 2 și pe ăștia 2 să ne iasă mai ușor. Deci să fi spus 2 la 0 lăsam deoparte. Da. Și atunci ar fi fost aici 2 la 2 K plus 1 pe lângă. 2 la 0 care face 1, scriu din nou, da? 1 plus. Între 2 la a doua și 2 la a patra ăsta face că 2 la a doua plus 2 la a patra face 2 la a doua pe lângă 1 plus 2 la a doua. Da? 1 plus 2 la a doua. Plus 2 la 6 pe lângă 2 la 6 pe lângă 1 plus 2 la a doua. 2 la a doua. Și care îmi dă egal mai departe cu 2 la puterea 2K plus 1 pe lângă 1 plus 2 la a doua ori 1 și cu 2 la a doua face 4 și cu 1 ori 5 plus 2 la 6 ori 5 și face egal mai departe cu 2 la K plus 1 pe lângă. Din astea să scoate un factor comun în cât ar merge aici. Un 5 și un 2 la 2. Deci 1 plus 2 la 2 ori 5 pe lângă 1 plus 2 la 4. 2 la 4. Și egal cu și nu mai e și plus 1. Și plus 1 ăsta l-am pus aici. Da, dar de la 5. Păi 2 ori 5 ăsta l-am scos și a rămas 1 în locul lui. În locul ăsta, dar 1 ori 1, 1 ori 1 face tot 1. Că suntem în termen. Nu zicem de-al 2 la 5. De unde aici? Da. Păi ar fi ori 1, nu? Și 2 la, 2 la 4 ori 1 n-ai rost. Că nu e plus 1. Deci nu e plus 1 aici, a fost înmulțit. De acord? Da, de acord. Da, bun. Și acum face 2 la puterea 2K. 2 la 2K plus 1. 2K plus 1. Pe lângă 1 plus 4 ori 5, 20, ori 16 și 1, 17. Și egal cu 2 la 2K plus 1, ori 17 ori 20, 0, 7, 14, 340, deci 1, ori 341. Și egal mai departe, cu un 2 care îl putem scoate de aici, 2 la 2K, ori 2, ori 341. Și 2 ori 341, cât face? 2 la 2K, ori 682. 2 la 2K, ori 682. Și cu asta, exercițiul este făcut, nu? Este foarte elegant, am pus la punct. Să mai vedem domnul. Deci observăm că avem aici șansa să lucrăm foarte rapid dacă ne prindem de exercițiu. Dacă nu deci dacă nu ne prindem, muncim acolo și pierdem timpul. Și, de fapt, nu mișcăm deloc în exercițiu. Deci, în concluzie, acolo, aici am făcut. Trebuia înțeles exercițiu, da. Cum să scriem, să scoate maxim cu putință, face calculele cât mai rapide și să află, divizorul 641, da? Așa.